În perioada 19-30 iulie 2021, la secțiile Muzeului Dunării de Jos, se desfășoară ateliere școlare. Aceste ateliere își propun să învețe elevii din Călăraș lucruri noi despre arheologie, restaurare, conservare, muzeologie, domenii mai puțin cunoscute de publicul larg și drumul pe care obiectele îl parcurg de la descoperire și până la a fi prezentate într-o vitrină a muzeului. Grupul țintă pentru acest proiect sunt elevii școlilor și liceelor din județul Călăraș, cei care vor fi interesați de ceea ce înseamnă cu adevărat acest proces și anume evaluarea patrimoniului arheologic. Mă numesc Ani Dopârceanu și sunt șeful Serviciului de Arheologie din Muzeul Dunării de Jos. Ne face plăcere să organizăm această școală de vară, care deja este la a cincea ediție. Face parte din programul de pedagogie muzeală a muzeului. În cadrul școlii de vară desfășurăm activități de cunoaștere a patrimoniului, de cunoaștere a siturilor arheologice, de cunoaștere a importanței patrimoniului cultural național. Grupurile de copii sunt formate din aproximativ 13 copii, cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. De asemenea, avem și colaboratori din cadrul Universității București, studenți la Facultatea de Istorie anul acesta. Activitățile s-au desfășurat din perioada 19-23, astăzi finalizăm prima etapă, ca să zic așa, cu primul grup de copii. Însă săptămâna viitoare vom mai avea un alt grup de copii în perioada lunii vineri. Ce ateliere veți desfășura săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare vom începe cu prezentarea patrimoniului, adică vom cunoaște patrimoniul prin vizitarea expozițiilor muzeului, cele trei expoziții. Vom face aplicații practice pe arheologie marți. Miercuri vom învăța noțiuni de conservare și vom vedea cum se face restaurarea unor vase. Joi vom avea un atelier de desen, iar vineri atelierul de modelaj cu care și încheiem școala de vară. Urmărim prin organizarea acestei activități a școlii de vară sensibilizarea copiilor cu privire la patrimoniul cultural național. Vrem ca ei să cunoască importanța acestuia, să cunoască importanța patrimoniului descoperit în zona Dunării de Jos. Vrem ca ei să capete anumite abilități legate de modelaj, de desen. Am avut săptămâna aceasta un număr de 13 copii. De asemenea, pentru săptămâna următoare sunt înscriși și 13 copii în cadrul școlii de vară. Una dintre cele mai interesante activități pentru ei este cea din ziua de marți, când facem aplicații practice în arheologie. Deci, practic, descoperim, cu ghilimelele de rigoare, o piese care au, sau cel puțin ceramică, ce a aparținut celor care au trăit pe zona aceasta acum 6.000 de ani. Să mai lucrăm? Două vase. Despre că terminăm, da?